Purtătorul de cuvânt al PNL a comentat noul sondaj al Partidului Național Liberal. Acesta plasează partidul pe locul 2 cu 20% în preferințele electoratului. Potrivit reprezentantului liberalilor, partidul are toate elementele necesare pentru a se consolida ca singura forță credibilă de dreapta, serioasă și capabilă să-și mențină creșterea în 2024. Totodată el remarcă că semnalul cel mai pozitiv este perspectiva unei prezențe foarte solide la vot, mai ales în cadrul alegerilor europarlamentare. Potrivit sondajului, prezența la vot va depăși pragul de 50%. De asemenea, Stroie a subliniat că PNL dispune de un potențial semnificativ de creștere, deoarece numărul votanților identificați cu dreapta și centru este mai mare. Sondaje și speculații s-au făcut permanent apropo de cine e pe 3, cine e pe locul 2. Eu cred că acest sondaj confirmă că PNL este acolo unde era și în 2023, la 20%, ceea ce pentru noi aș putea spune că e un punct de pornire. Am putea să discutăm despre obiectivele noastre electorale de la 20% în sus, dar pentru mine cel mai îmbucurător semnal dat de acest sondaj de opinie este intenția pentru prezența foarte bună la vot la europarlamentare, peste 50%. Dacă s-ar confirma acest lucru, am dat o legitimitate fără precedent celor care vor fi aleși pentru Parlamentul European, a spus purtătorul de cuvânt al PNL Ionuț Stroie. Reprezentantul Partidului Național Liberal observă că, din punct de vedere numeric, votanții identificați cu dreapta și centru sunt în creștere în comparație cu situația anterioară. Cu aceste analize, la începutul anului 2024, el crede că există toate premisele pentru ca partidul să se consolideze ca singura forță credibilă de dreapta în 2024. Uite la cifre. Votanții care se identifică de dreapta și de centru sunt mai mulți ca de fiecare dată. Sunt doar analize la începutul anului 2024. Cred că avem toate aturile să ne stabilizăm ca singura forță de dreapta credibilă, serioasă și care își va menține creșterea în 2024, a subliniat Stroie. Ionuț Stroie a subliniat că alegerile europarlamentare au o importanță semnificativă mai presus de cifrele în sine. Acestea au o influență deosebită în peisajul politic european, într-un context marcat de amenințările politice extremiste și populiste. În aceste circunstanțe, partidele serioase, aliniate la curente politice solide în Europa, ar putea juca un rol important în contracararea unei situații tot mai îngrijorătoare. Stroie a menționat că în România extremismul și populismul politic sunt prezente la nivelele îngrijorătoare, indicând că aur sau șoșoacă reprezintă în esență același lucru. Alegerile europarlamentare, mai mult decât aceste cifre, contează enorm de mult și în ecuația politică europeană. Într-un an al amenințărilor politice extremiste și populiste, toate partidele serioase afiliate la curente politice puternice în Europa ar putea să salveze o situație care pare din ce în ce mai îngrijorătoare. Din păcate, și în România se manifestă la cote destul de îngrijorătoare extremismul, populismul politic, agenda Rusiei. Aur sau șoșoacă, este absolut același lucru. Nu mă încântă absolut că aur este în scădere, atât timp cât șoșoacă crește. Dacă e să luptăm împotriva acestei ideologii, ar trebui să o facem atât cu șoșoacă, cât și cu aur, a subliniat Stroie.